Deci pentru, așa cum se practică și cum s-a obișnuit la Păulești, cel mai important este să începem cu slujba celor doi preoți ai comunei Păulești și ai satului Păulești, pentru că așa este corect. Așa a fost întotdeauna de când sunt eu, din 2004, și nu știu ce a fost înainte, și considerăm că cel mai important este slujba preoților pentru început. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă, trei miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și Fiului și a Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Tatăl Iisus și pentru mântuirea noastră, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Noastre, pentru mai mari orașul și ai satelor și pentru viitoare de Hristos oastre. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru buna domnirea văzduhului, pentru belșugarea roatelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și cea în Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Miluiește, miluiește, răzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! De prea Sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, Stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, răspiții să o pomenim. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi și meșurile alții și toată viața noastră de Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostiv fii nouă, Stăpâne, pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne și ne miluiește pe noi. Amin. Mulțumim. Părinte, nu mai rămâneți, vă rugăm să rămâneți și noastră. Da. Continuăm. Da. 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 Da.
Da, pentru cine nu mă cunoaște, numele meu este Mădăina Lupa, sunt subprefectul județului Prahova. Este o mare onoare să vin la dumneavoastră astăzi la ședința de consiliu a Consiliului Local al Comunei Păulești, dar și o mare bucurie. De comuna dumneavoastră mă leagă vreo 20 de ani și vreo 12 ani lucru zi de zi la Intex Păulești, fost Intex Păulești. Este un moment emoționant pentru mine din acest motiv. Mă aflu aici în baza ordinului prefectului numărul 181 pe 2016, căruia am să-i dau citire de îndată. Nu înainte însă să vă felicit pentru mandatul pe care l-ați obținut la alegerile locale, să vă doresc din suflet mult succes. Cred că încrederea pe care cetățenii v-au acordat-o cu această ocazie trebuie apreciată ca o și mai mare responsabilitate, mai ales pentru domnul primar și foștii consilieri să-și continue proiectele pe care le-au început, iar consilierii noi să vină cu proiecte noi, așa cum au promis, probabil în campanie, și să le ducă la bun sfârșit. Instituția prefectului Prahova a fost întotdeauna alături de comuna dumneavoastră. De aceea pot ca în numele acestei instituții să felicit vechiul Consiliu Local și pe domnul primar pentru faptul că au fost un exemplu de aplicare a bunelor practici în administrația publică locală. Îmi pare rău că nu sunt și ceilalți prezenți aici pentru a le mulțumi pentru eforturile pe care le-au făcut pentru comunitate și să vă doresc încă o dată mult succes dumneavoastră. Să lăsați deoparte orice dezbatere politică în cadrul acestor ședințe de Consiliu, să vă uniți eforturile pentru a realiza numai bine pentru comunitatea dumneavoastră. Să acționați întotdeauna ca o echipă. Este foarte important. Așa cum spuneam, am să dau citire ordinului privind convocarea consilierilor declarați aleși la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 5 iunie 2016 pentru ședința de constituire. Având în vedere prevederile art. 30 din legea 215 pe 2001 privind administrația publică locală, rezultatul alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 5 iunie 2016, referatul de aprobare și avizul de legalitate întocmite de serviciul juridic din cadrul instituției prefectului, în temeiul prevederilor art. 26 din legea numărul 340 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare, precum și a hotărârii guvernului numărul 208 pe 2016, prefectul județului Prahova emite următorul ordin. Consilierii aleși la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 5 iunie 2016 se convoacă în ședințe de constituire a consiliilor locale pentru 104 unități administrativ-teritoriale. 104 localități sunt în județul Prahova. Conform datelor cuprinse în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin. Anexa se referă la data și ora la care se va ține ședința noastră de constituire și persoana din partea instituției prefectului care participă la această ședință. Rolul reprezentantului instituției prefectului este unul important, dar nu foarte consistent, și anume doar acela de a deschide ședința dumneavoastră de constituire, urmând ca și conducerea acestei ședințe să fie preluată inițial de către decanul dumneavoastră în vârstă, spune cel mai în vârstă consilier local, da, care va fi asistat de cei doi tineri, cei mai tineri consilieri locali. Înțeleg că v-ați stabilit, da? Doamna președinte, dumneavoastră preluați de aici conducerea. Având în vedere ordinul prefectului județului Prahova, numărul 181, din 14.06.2016, în ziua 24.2016, ora 16, la ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Păulești, ales în data de 5 iunie 2016. Ședința are loc în sala de ședință a primăriei Păulești, în Centrul Cultural Toma Săculescu. Punctul 1. Alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleși. Punctul 2. Validarea mandatelor consilierilor aleși. Punctul 3. Depunerea jurământului de către consilieri. Punctul 4. Declararea Consiliului Local Păulești legal constituit. Punctul 5. Alegerea președintelui în ședința Consiliului Local. 6. Alegerea viceprimarului. 7. Aprobarea numărului și componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Păulești în principale domenii de activitate. Cine este de acord cu această ordine de zi? Suplinim ordinea de zi pentru că am primit, pentru că am luat încheierea de la tribunal, da, pentru depunerea jurământului primarului. Deci, Se introduce pe ordinea de zi și depunerea jurământului primarului. Deci cine este de acord cu această ordine de zi? Cine este pentru? Vă rugăm. Unanimitate. Da. Nu mai e nevoie să înțeleg cine împotrivă, cine se abține.
Pentru alegerea comisiei de validare. Deci pentru comisia, deci avem punctul numărul alegerea comisiei de validare a mandatului consilierilor aleși. Comisia este formată în 5 persoane. 3. 3 3 3 și 5. Deci propuneri în acest sens. Faceți propuneri. Faceți propuneri pentru cei ce vor să facă 3 din comisie. Hai vorbim, hai că să nu stăm mult. Deci grupurile politice. Pe domnul Alexandru. Și zici și tu. Dincă și avem 3. Dacă vreți din 5 ne spuneți. Dacă vreți din 3. Suficient. 4. Da. La 5 atunci. Păi nu. Nu neapărat. Se votează fiecare propunere. Dacă sunt. Îi pune să-i poți să întâmplă. Acum îi rompe. Dacă nu, se mai propună unul și să faceți 5. Exact și la 5. L-am propus. Haideți 5 ca să iasă, să iasă toată lumea, că așa e corect. Domnilor, haideți, faceți parte. Bă, corect, pune la acolo. Și ați făcut-o din 5 și rămâne din 5. Dacă sunteți de acord, până la urmă, dumneavoastră sunt de cei care o tărâți. La pachet sau fiecare persoană? Cine e pentru? Stai așa. La pachet. La pachet. La pachet. Cine este pentru? Toată lumea. La pachet nu se abține. Bun. Deci comisia s-a făcut de validare din 5 și rămâne din 5. Mai ziceți o dată, Alexandru, Pătrașcu, Duma, Botez și Biton. Nu? Botez și Dincă Iulian. Și Dincă? Nu știu, cine a fost? Pătrașcu Adrian. Da, așa este. De ce să nu fim realiști? Așa s-a propus. Da. Dumneavoastră pe dânsul, dânsul pe dumneavoastră. Asta e prima hotărâre. Bun, asta e prima hotărâre, da. Comisia aceasta are rolul de a verifica, va întocmi un raport de validare sau de invalidare a mandatelor. Așa că eu vă pun la dispoziție dosarele, putem să mergem în sala alăturată, să le studiați, întocmim un raport. Comisia de validare a mandatelor Consiliului Local a Scobriei Părăuși a ales în conformitate cu prevederea articolului 31.2 din legea 215/2001 administrației publice locale, republicat cu modificările și completările ulterioare, având următoarea componență. Pătrașcu Adrian, președinte, Dincă Iulian, secretar, Lisandru Gheorghe, membru, Duma Cristian, Botez, Toader și Iulgeu Marian, membri. Întrunită astăzi 24.06.2012 pentru 2016. Pentru verificarea legalității alegerilor pe care consilier constată următoarele. Pentru alegerile locale în data 5 iunie 2016, în listele electorale au fost înscris un număr de 5.167 alegători, din care s-au exprimat votul un număr de 3.316 alegători, din care un număr de 3.092 buletine au fost valabile exprimate, iar un număr de 224 buletine au fost declarate nule. În urma repartizării mandatului consilier pe baza rezultatelor voturilor au fost declarate aleși următorii consilieri. 1. Sandu Tudor. 2. Anca Nicolae. 3. Duma Cristian. 4. Popenciu Maria Elena. 5. Alexandru Gheorghe. 6. Pătrașcu Adrian. 7. Lubuana Gabriela. 8. Biton Cristian. 9. Matei Alexandru. 10. Dulescu Gheorghe. 11. Botez Toader Eugen Marian. 12. Ghiță Ioan. 13. Stancu Gheorghe. 14. Matei Florinela. Și 15. Dincă Iulian. În urma renunțării domnilor Sandu Tudor și Angel Nicolae, în calitate de consilier local secundată după lista Partidului Social Democrat pe care aceștia au candidat, urmează domnul Banu Adrian Vergiș și domnișoara Ionica Anca Mihaela, în calitate de supleant. Verificând dosarele candidatelor, precum și dosarul Comisiei Electorale de Circumscripție cu privire la legea consiliilor, Comisia a constatat că alegerea aceasta s-a făcut pentru un număr de 5 consilieri și anume. 1. Duma Cristian, 2. Popenciu Maria Elena, 3. Alexandru Gheorghe, 4. Pătrașcu Adrian, 5. Lupu Ana Gabriela, 6. Biton Cristian, 7. Matei Alexandru, 8. Banu Adrian Virgil, 9. Ionița Anca Mihaela, 10. Dulescu Gheorghe, 11. Botez Marian, 12. Ghiță Ioan, 13. Stancu Gheorghe, 14. Matei Florinela, 15. Dincă Iulian. Cu respectarea condițiilor prevăzute de legea 115/2016 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, precum pentru modificarea legii numărul 215/2001, precum și modificarea și completarea legii 393/2004 privind statutul aleșilor locali și legea numărul 215/2001 a administrației publice locale republicate cu modificări și completările ulterioare. Având în vedere celelalte mai sus, Comisia propune Consiliul Local al Comunului validarea mandatului pentru 15 consilieri. Supuneți la vot. Supun la vot. Cine este pentru validarea? Unul câte unul. Unul câte unul. Da? Pentru fiecare în parte? Pentru fiecare în parte. Da? Da, și se abține, se abține de la vot cel da. Care este validat. Duma Cristian PSD. Cine este pentru?
Unanimitate. 2. Popenciu Maria Elena. Cine este pentru? Unanimitate. 3. Alexandru Gheorghe. Cine este pentru? Unanimitate. 4. Pătrașu Adrian. Cine este pentru? Unanimitate. 5. Lupoana Gabriela. Cine este pentru? 6. Victor Cristian. Cine este pentru? 7. Matei Alexandru. Cine este pentru? 8. Banu Adrian Virgil. Cine este pentru? 9. Ionita Anca Mihaela. Cine este pentru? 10. Dulescu Gheorghe. Cine este pentru? 11. Botez Marian. Cine este pentru? 12. Ghiță Ioan. Cine este pentru? Da, dumneavoastră nu vă votați, dar nicio problemă. Da, e de acord. Dar nicio problemă. Aici de acord, nu-i problemă. Da. Bănuiesc că sunt de acord. 13. Stancu Gheorghe. Cine este pentru? 14. Matei Florinel. Cine este pentru? 15. Dincă Iulian. Cine este pentru? Da. Nu. Aceasta a fost lista completă. Punctul următor. Deci, din acest moment, Consiliul este legal constituit. Felicitări, doamnelor și domnilor. A fost cum? Alegem un președinte de ședință. Își depun jurământul, așa este. Întâi trebuie să depună jurământul. Fiecare persoană, în ordine alfabetică, va trebui să... Sau, mă rog, în ordine cum v-aș așeza pe scaun. Așa? Merge sau în funcție de cum a fost ea? Cum considerați dumneavoastră? Nu contează. Nu contează. Atunci am citat acolo Biblia și Constituția și jurământul vi l-am dat. Și poate să o dea din mână în mână și Biblia și aia, că până ajunge acolo, da? Nu, am zis să se ridice fiecare să-și citească acolo. Bun. Nu e mai bine așa? Da, așa e corect. Bun. Haide. Atunci, încep tu, domnul ăsta. Mergem acolo. Da, puneți Constituția peste. Așa. Așa. Și dacă nu vreți formula religioasă, dar logic că se apeși tare pe Biblia aia. Vreau să respect Constituția și legea țării. Da, așa e trebuie. Să respectăm în ceea ce sunt putere și cu ce vrea mea, pentru binele locuitorilor în comunii românești. Așa să-mi ajută Dumnezeu. Nu, lasă-o, vă rog, cine și care vă rog. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce am stăm puterile și cu ce vrea mea pentru bine locuitorilor comunii românești. Așa să-mi ajută pe Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce vă stăm puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Păulești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituțiile și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Păulești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Păulești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterea și puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Păulești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Păulești. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Păurești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Păurești. Așa se numește Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Păurești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Păurești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Constituția și legile țării să fac cu bună credință tot ceea ce stă puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Păurești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Păurești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Acum trebuie să vă alegeți un președinte de ședință. Mandatul domnului Ghiță ca și persoană cea mai în vârstă dintre consilieri a încetat. Acum președintele de ședință puteți să-l alegeți dintre dumneavoastră pentru o perioadă de 1 până la 3 luni. Noi am propus pentru o lună de zile. Poate să fie oricine dintre dumneavoastră președinte de ședință astăzi, acum. Mai sunt două hotărâri de emis. Înainte de a propune președintele de ședință, doamna subprefect, ar trebui să citească validarea mandatului primarului și primarul să-și depună jurământul. Da? Da. Avem încheierea numărul 548 din data de 17 iunie 2016 a judecătoriei Ploiești, județul Prahova, în dosarul numărul 11.868 pe 281 pe 2016. Pe rol fiind soluționarea acțiunii civile având ca obiect validare primar formulată de petentul Biroului Electoral de Circumscripție numărul 71 al Comunei Păulești, județul Prahova, instanța. Prin cererea înregistrată pe rol judecătoriei Ploiești sub numărul 11.868/281/2016, s-a solicitat validarea în funcția de primar al Comunei Păulești a domnului Sandu Tudor. Din procesul verbal întocmit de președintele opțitorul președintelui Biroului Electoral de Circumscripție numărul 71 al Comunei Păulești, rezultă că domnul Sandu Tudor a câștigat alegerile organizate în data de 5 iunie 2016, având cel mai mare număr de voturi valabile exprimate. Instanța mai constată că la dosar nu au fost depuse dovezi din care să rezulte motive ale invalidării alegerii primarului. La dosarul cauzei a fost atașată dovada depunerii la Autoritatea Electorală Permanentă a raportului financiar al veniturilor și cheltuielor electorale de către partidul din care face parte primarul ales și a publicării acestuia monitorul oficial numărul 444 pe 2016, fiind îndeplinită condițiile prevăzute de articolul 47 din legea 334 pe 2006. În temeiul articolului 59 aliniatul 1 din legea numărul 215 pe 2001, instanța va dispune comunicarea prezentei încheieri prefecturii județului Prahova. Pentru aceste motive, în numele legii hotărăște, validează în funcția de primar al Comunei Păulești, județul Prahova, pe domnul Sandu Tudor. Prezenta încheiere se comunică prefecturii județului Prahova, pronunțată în ședință publică azi, 17 iunie 2016. Depuneți jurământul, mergeți și dumneavoastră tot acolo.
Prefectul trebuie să-mi pun? Da. Haideți că vin cu dumneavoastră să te pune jurământul. Vă susțin. Nu câte de ori contractă, doamna, sunt prefect. Trebuie să mergi și cum. Ați forțat nota. Invidioși, da? El. Da, da. Se pune în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și începerea mea pentru binele locuitorilor Comunei Păulești. Așa să le ajute Dumnezeu. La sfârșit, mă. Promit că nu plec până nu vă pupă. Normal. Da, acum puteți să faceți propuneri pentru președintele de ședință. Spune-i, domnul Pătraș. Pe domnul domn. Da. Acum nu facem propuneri și pentru... Nu, doar pentru trei, pentru luna de zi, luna următoare, pentru luna de zi. Și pe urmă alegeți în următoarea ședință. În următoarea ședință alegeți dumneavoastră. Stabiliți ordinea. Da, eu zic că e bine așa. Da. Cine este pentru domnul Ghiță? Unanimitate. Da. Gata. Puteți să treceți la domnul președinte de ședință, propunerile pentru viceprimar. Ia. Faceți, da, propuneri. Deci alegerea viceprimarului. Punctul următor. Deci aștept propunerea noastră. Deci aș vrea să fac o propunere de partea grupului consilierilor PSD să-l propunem la funcția de viceprimar pe domnul Viton Cristian. Deci este alegerea tuturor consilierilor din partea Partidului Social Democrat. O altă propunere. E tăcere. Păi... Da, e tăcere. Atunci, o să scriu buletinele de vot. E perfect. Ba da, nu, trebuie vot. Este secret. Puteți să nu-l votați sau puteți să anulați votul, de asta trebuie să fie secret. Se votează persoană conform 215, da. Așa e regulă. Chiar dacă este o singură persoană propusă, trebuie votat un minut secret. Să scriu numele, să vă scriu buletinele de vot. Opțiunea de votare este cu da sau nu în dreptul persoanei respective, da? Ideea este să nu tăiați, să nu puneți steluțe, da. Pentru că regula e cu da și nu. Altfel se anulează dacă votați altfel. Eu propun să schimbă, că nu se poate așa. Da, da, da. Nu, trebuie să dați declarațiile, că nu aveți ce să dați. Că alta, ăștia dau o dată într-o lună 5 declarații. Păi da, că au dat și ca și la sfârșit de mandat, de candidat, de început de mandat, de ce mai știu ce. Mâine mai am la... Bine, mai am azi. Da, oricum mai am mâine la Draș. A votat toată lumea? Ați votat toți. Flănela, mai e cineva? Nu. Comisia de validare. Comisia de validare. Hai, comisia, luați-o. Să le verifice. Cei cinci din comisia de validare. Hai, toți cinci, haideți. Le scoateți și le separați. Pentru... Stați aici. Aici. Aici nu mai e nevoie. Păi cum? Acolo, da? Să zic că da, un pic de frumos. Nu vreau să vreau, da? Au fugit cu urna mobilă. Funcția de viceprimar. Exprimate?
exprimate, din care unul a anulat, 11 sunt pentru și 3 sunt împotrivă. Deci, da. 11 pentru, 3 împotrivă și 1 anulat. Luați-le de acolo, domnul Pătraș, luați-le de acolo toate 15 și aduceți-le aici. Aduceți-mi mie. Da. Aduceți-le, doamne secretare, toate. Da. Vreți să le pești tranquila pe spate. Consiliul nostru are trei comisii. Comisia juridică, Comisia buget-finanțe, Comisia învățământ, cultură, sport și alte activități. Propunerile PSD-ului? Propunerile PSD-ului pentru comisii. Pentru Comisia juridică, Biton Cristian, Lupu Gabriela și Duma Cristian. Pentru Comisia buget-finanțe, Pătrașcu Adrian, Popenciu Maria Elena, Alexandru George. Și pentru Comisia Învățământ și Cultură, Banu Adrian Virgil, Ioniță Anca Mihaela și Matei Alexandru. Ceilalți, independenți au... Sunteți trei independenți, faceți propuneri și la... Doamna secretară, liberalii, domnul Durlescu la Buget Finanțe. Gata, da, treceți, vă rog. Unde? La juridic vrei? La juridic. La juridic. Buget Finanțe, domnul Botez. Stai un pic, Durlescu, juridic. Juridic, Botez. Buget finanțe și cum să învățăm. Finanțe? Da. Vreau la cultură. Învățăm. Și independenții? Du-te la juridic, du-te la finanțe. Da, și independenții. Eu vreau la cultură și la învățăm. Trei comisii trebuie să alegem. Eu ne aleg ultimul și domnul Georgică, că ești primul. Buget finanțe. Da, așa, juridic, da. Și o cultură. Ia uite ce bine ne-am înțeles. Dumneavoastră juridic, domnul Iulia Dincă, și dânsa cultură, sport, că a mai fost. E bine? Da. Nu știu, dumneavoastră o tărâți. I-am oferit. Da, gata. Gata. Toată deci, lumea este să în comisie, o, da? Da. Pe da. Bun. Da. E ok, acum trebuie să le spună la vot, da? Da, să le citească pe comisii. Citească toate comisiile? Da, să nu le-a scris. Da, da. Nu, că nu. Dar nu le-am. Comisia juridică, Biton Cristian, Lupu Gabriela, Duma Cristian, domnul Durlescu Gheorghe, Dincă Iulian. Da? Comisia buget finanțe, Pătrașcu Adrian, Popenciu Maria Elena, Alexandru George, Botez Toader Eugen Marian și Stancu Gheorghe. Și Comisia de învățământ, cultură, sport, Banu Adrian, Ionița Anca Mihaela, Matei Alexandru și Ghiță Ioan. Ghiță Ioan și Maftei Florinela. E bine? E bine? Sunt obiecții? Nu. Cineva împotrivă? Alte... Cine este pentru? Unanimitate. Am terminat ședința. Cam... Domnul... Da, trebuie prea repede, nu? S-a terminat prea repede. Dacă mai aveți la diverse, dar n-am trecut pe ordinea de zi diverse. Așa că declar ședința închisă. Președinte de ședință... Da? Are lipsuri, nu? Da, ce... Păi nu. Nu știu la ce ora a început, dar am început la 4 fix? La 4 și 5, nu, a mers foarte bine, chiar foarte bine. Da, și asta e ultima, nu mai, dacă mai mișcă de 4 am mor. Gata. Felicitări, doamnelor, acum sunteți mai multe fete în Consiliu. Nu mă mai simt singură așa. 2, 4, 5. Da, felicitări și mult succes. Și felicitări și doamnei secretar, că a organizat foarte bine. Ce? Felicitări. Alegerile? Ședința. Credeam că alegerile. Nu, că noi nu trebuie să... Probleme, așa că nu. Asta am vrut să spun, că foarte bine organizată și dumneavoastră chiar ați acționat ca o echipă. Ce să facem? Domnul primar?
Păi v-a spus la început, doamna subprefect. Domnul primar, haideți, domnul primar, spuneți-le două vorbe. Spune domnul primar. În primul rând că mulțumim pentru participarea de astăzi. Vă mulțumesc că ați dat dovadă de înțelepciune, înțelegere și totul a decurs normal. Nu au fost incidente ca în alte primării și dăm dovadă că suntem într-adevăr un grup, o echipă. Sperăm că în viitorul mandat, chiar dacă vor mai fi contraziceri, nu avem cum să scăpăm de ele, pentru că asta este normalitatea. Sperăm să facem ceea ce trebuie pentru cetățenii Comunei Păulești, așa cum am fost aleși, și să facem ceea ce știm mai bine, ca lucrurile să funcționeze bine. Eu voi da dovadă de înțelegere, voi fi un om așa cum am fost și în mandatul de viceprimar și mandatul, jumătate de mandat de viceprimar și jumătate de primar. Voi fi același om și nu mă voi schimba, voi respecta întru totul legile țării, pentru că fără lege nimic nu-i tocmeală. Nu se mai poate face niciun fel de compromisuri, pentru că nu mai trăim la vremurile când se făceau compromisuri și trebuie să ne ferim de toate rele. Nu o să vă pun în situații dificile, nu o să vă pun să faceți lucruri, să vă propun proiecte de hotărâre în care să nu fie acceptate în majoritate de cei care au majoritatea votului pentru a trece acel proiect. Deci o să le discutăm înainte, chiar aș dori să dau dovadă de înțelegere, să veniți ori de câte ori aveți nevoie, să discutăm în birou înainte, ca să nu fim nevoiți să ne certăm în ședințele de Consiliu, pentru că nu ne-am putut pune la punct înainte de ședințele de Consiliu. În ultimii 2 ani de zile, ședințele de Consiliu au parcurs pași repezi, deci vă pot spune că a durat și 5 minute, a durat și o jumătate de oră, dar nu a mai durat ore întregi cum dura odată când am ieșit eu consilier local și consider că suntem pe drumul cel bun și că lucrurile vor intra în normalitate așa cum au fost. Eu vă mulțumesc, vă doresc sănătate, fericire, tot ce vă doriți dumneavoastră și familiile dumneavoastră și sperăm să avem un mandat reușit ca să nu fim judecați și criticați de alții. Vă mulțumesc încă o dată și vă așteptăm la prima ședință de Consiliul Local din luna iulie.